Continuă investițiile în domeniul educației în Drobeta, Turnu Severin. Datorită implicării și sprijinului primarului Marius Creciu, la liceul Auto din municipiu au fost implementate două proiecte importante pentru ca elevii și cadrele didactice să dispună de cele mai optime condiții. Văd că arată frumos curtea de data asta din noroaiele care existau. În momentul ăsta suntem chiar în regulă. Da, domnul primar, și pentru asta vă mulțumim atât eu, cât și colegii mei, cât și elevii și părinții. Vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat sprijinul să realizăm asfaltarea curții școlii, zidurile de Da, sprijin din văd că baza. ați lucrat și Da, la și zidurile chiar și terenul de basket basket. din spate, Adică vreau zidurile să de le sprijin. văd, Da. să știți că și pentru clădirea pe care o aveți neterminată de, cred că sunt 15 ani de când Da, din noi am 2007. făcut demersurile să vedem, mi-a spus că vreți să o transformați într-un cămin și Continuă. sală de mese Da. la... Să Cantina vedem și dacă găsim internatul. fonduri europene, în primul rând pe fonduri europene sau poate și guvernamentale, să demarăm procedura de reconstrucție și a Da, acestei așa zone. cum noi am mai avut discuții pe această temă, vă asigurăm de tot sprijinul Pentru nostru. școală, deci Da. pentru, dacă vreți, pentru săli de clasă, Da. ar exista fonduri. Dacă schimbăm destinația, ceea ce e un lucru bun pentru internat, pentru sală de mese, trebuie să căutăm alte surse de finanțare. Susținerea educației cetățenilor este o prioritate pentru primarul Marius Screciu. Astfel, continuă reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ din municipiu. De data aceasta vorbim despre liceul Auto, unde accesul era aproape imposibil din cauza gropilor și noroiul care se forma în urma precipitațiilor. Acum, cei de aici au parte de o parcare modernă, dar și de un nou teren de baschet. Să mulțumim de ceea ce s-a realizat aici și cu sprijinul primăriei. Era o zonă, vă spun sincer, insalubră, cu noroi. Atunci când ploua, totul era ne la locul lui. Am reușit să punem toate lucrurile la punct. Face parte dintr-un plan al meu de atunci de când am devenit primar să ne implicăm în zona de educație. Am sprijinit licee, școli, continuăm să le sprijinim, continuăm să sprijinim actul de învățământ, actul educativ. Pentru că dacă vrei să ai un act educativ de calitate, și zona administrativă trebuie să fie în regulă. Într-adevăr, căutăm soluții, ne implicăm să continuăm investiția începută și lăsată de paragină, cred că acum vreo 15 ani, undeva în 2007. Deci foarte mulți ani. Din păcate, n-au mai fost fonduri pentru ea, un campus. N-au mai fost fonduri pentru a termina și au rămas doar acești stâlpi. Liceul Auto, Liceul 2 vrea să schimbe destinația. Nu mai au nevoie de săli de clasă, ar avea nevoie de un internat și de o sală de o cantină. Ca să schimbăm destinația, trebuie să niște demersuri mai sofisticate. Am început să le facem, să sperăm că vom găsi finanțare. Dacă ar fi dorit să continue pe vechea structură pentru săli de clasă, am fi putut găsi pe fonduri europene, dar sperăm că vom găsi soluții și pentru aceste clădiri aflate, după cum vedeți dumneavoastră, dar zic, nu, în paragină, neterminate. Primarul Marius Creciu va continua să sprijine liceul Auto în vederea finalizării construcției, care de 15 ani este abandonată în curtea unității de învățământ, dar și în proiectele viitoare. De asemenea, în următorii ani, în toate unitățile de învățământ se vor efectua lucrări de modernizare în curțile interioare. Vreau să vă mai spun de un proiect pentru anul viitor. Am început în acest an cu curtea liceului 2. Vom demara procedură de investiție în toate curțile liceilor și școlilor generale în următorii 2 ani, 2023-2024. Reprezentanții liceului Auto laudă sprijinul primarului Marius Screciu, fiind singurul edil care s-a gândit și la ei. Curtea acestei unități de învățământ nu mai fusese asfaltată niciodată. De asemenea, și terenul de baschet este o realizare, întrucât elevii școlii nu aveau o altă posibilitate decât terenul de fotbal. Demersurile efectuate către primăria și Consiliul Local Drobeta Turnu Severin, liceului
de transporturi auto i-au fost alocate fonduri pentru amenajarea curții școlii prin asfaltare, pentru realizarea de trotuare. De asemenea, au fost realizate două ziduri de sprijin în zona bazei sportive și un teren de basket. Sunt foarte importante pentru că elevii școlii nu mai aveau o altă posibilitate decât terenul de fotbal, acum pot să mai facă și un alt sport, respectiv basketul. Iar asfaltarea curții școlii este foarte importantă atât pentru noi, cât și pentru elevii și celelalte persoane care ne vizitează. Mulțumim domnului primar că ne-a fost alături și că ne-a sprijinit în acest demers și consider că numai împreună putem asigura condiții optime pentru realizarea în bune condiții a procesului instructiv educativ. Obiectivul acestor investiții este ca toți elevii severineni să aibă parte de cele mai bune condiții de învățământ și să fie mereu în siguranță. Educația este pe toate planurile o prioritate pentru administrația severineană. Doar prin educație se poate clădi cu adevărat viitorul municipiului nostru.